Amiază aceasta, avem cinstea să avem în mijlocul nostru familia părintelui Gabriel. Îl rog frumos să vină să înalți o rugăciune la deschidere. Iubite părinte, dați-mi voie început să vă mulțumesc pentru acest mare dar de a fi împreună cu dumneavoastră. Vă mărturisesc tuturor de un lucru și anume, de multe ori am înălțat o rugăciune de la amvon, dar niciodată, Părinte, nu ne-am rugat cea mai frumoasă rugăciune, rugăciunea Tatălui nostru. Haideți să o zicem împreună. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava în veci de veci. Amin. Amin. Bună după amiaza sau deja putem spune bună seara tuturor celor ce suntem aici. Îi mulțumim lui Iisus Hristos pentru pacea pe care ne-o dă și pentru liniștea pe care o avem în locul acesta. Numele Lui să fie sfințit. Amin. Aș dori să mai cântăm câteva cântece, să ne punem inima la locurile, la locul plăcut lui Dumnezeu. Și apoi vom deschide și cuvântul Scripturii pentru această după-amiază. Dacă cineva își dorește vreo cântare și ne-o spune, o vom cânta cu plăcere. N-am auzit. 555. Bine. Vreau să cânt azi un imn despre țara de sus. Vreau să cânt azi un imn despre țara de sus, un cămin de noi toți aștepta. Fericitul sălaș pregătit de Iisus, unde nu-i nici amar, nici oftar. Azi-l cânt și-l repet neîncetat. Fericitul sălaș pregătit de amar, nici oftat. Ca prin vis doar zăresc un oraș uimitor, între ziduri și aia zviscurat. La pământul cel nou mă gândesc și mi-e dor, ac mi-e dor de acel loc minunat, de tărâmul pământul cel nou mă gândesc și mi-e dor, ac mi-e dor de acel loc minunat. Ce frumos și țara de sus, unde lacrimi de dor nu mai sunt.
Fericiții acolo înălțați de Iisus vor trăi ce-au crezut pe pământ. Cetățenii ai orașului sfânt, fericiții acolo înălțați de Iisus vor trăi ce-au crezut pe pământ. Tot ce ochi omenesc nicăieri n-a sărit, nici prin mintea cuiva n-a trecut. Le va da Dumnezeu celor ce l-au iubit, au răbdat, au sperat și-au crezut. Și prieteni cu el s-au făcut. Le va da Dumnezeu celor ce l-au iubit, au răbdat, au sperat și-au crezut. Amin. Amin. Da, este plăcut să cânți un imn minunat despre ceea ce sper, despre ceea ce visezi. Și în asentimentul vostru, îmi exprim și eu sentimentele mele, că deși Dumnezeu s-a îngrijit să meargă destul de bine în viața aceasta, totuși, visul meu și speranțele mele sunt ca să am parte de împărăția lui Dumnezeu. Acest vis și aceste speranțe, sper că le împărtășiți și voi, indiferent cât de bine sau de rău vă merge, și în felul acesta cu toții să alcătuim poporul care se îndreaptă spre ceruri. Amin. Dacă altcineva își dorește o cântare... 498 și apoi a ridicat mâna. 97. 497. Speranță în inimă purtăm, că Fiul vine în curând. Credința aceasta de la El aflăm, întemeiați pe-al Său cuvânt. Timpul este împlinit, orice om va fi zorit, dați de veste cât e har, aleluia, vine iar. Sfântă speranță, inimă purta, El ne-a promis și va veni. Sfântă speranță, azi ne dă putere să frângem nori de rătăcini. Ea ne consacră Sfintei sale vreri și din păcat dă izbăvit. Prindeți-a solia ei, de-al iubirii lui temei, căci Iisus cel plin de har, aleluia, vine iar. Sfântă speranță, plină de putere,
speranță, lumea zăbovit, și arată zorii ei senin. Mergem spre casă, cine ne-a oprit, pe noi popori de peregrini. Timpul este împlinit, cer-ntreg e pregătit, iar Iisus stă la hotar, așteptând să vină iar. Sfântă speranță, nu va zăbovi, doar pentru ea noi vom trăi. Amin, amin. Mulțumim, mulțumim, încărcătura acestui cântec este fantastică. Cuvintele sau mesajul cuvintelor este cam pretențios, mai ales finalul în care zice că unii oameni, cei care cântă, bănuiesc că despre ei este vorba, vor trăi doar pentru speranța venirii Domnului Hristos. O fi drept, nu o fi drept. Mi-aduc aminte un frate mai în vârstă care era bolnav și pe ultimii metri de viață, se spun așa, a rostit următoarele cuvinte pe care și eu, dacă aș fi fost în locul lui, l-aș fi rostit și poate că o să le rostez vreodată. Zicea: măcar 10 ani de aș mai trăi pentru copilul meu cel mai mic cu care stau. Un sentiment fantastic, patern, de dragoste, de dorința de a ocroti, de dorința de a ajuta, nimic mai frumos între oameni. Însă în cântarea pe care am cântat-o, am declarat că dacă ar fi să mai trăim pentru ceva sau pentru cineva, am trăit doar pentru revenirea Domnului Hristos. Pretențioasă această declarație. Amin. Frate Gabor, ce cântare vrei? 230. Haideți să lăudăm pe Domnul cu imnul 230. Zi de zi și-n fiecare clipă, noi puteri găsesc în Dumnezeu. Nu mă tem că stau pe-a lui aripă, mă încred mai mult în harul său. Tot ce-i bun și atâtea biruințe pentru mine El a pregătit. Chiar de trec ades prin suferințe, nu mă tem, căci El a biruit. Zilnic Domnul este lângă mine, cu minuni de har la orice pas. Bucuros iubirea să-mi aline, ca să ajung al cerului popas. Cu așa iubire îmi vorbește și-mi promite viață neîncetat, iar durerea lui eu va crește, de-i ascult cuvântul minunat. Eu mă-ncred de-acum în tine, Doamne, în orice ce-mi-ai caz. Nu-i fricos
cel rău și nici nu doarme. Dă-mi putere să-l înving și azi, câte clipe se adună în zile și câți ani înainte mi-ai deschis, să-mi ajuți să merg mereu cu bine până-n cerul ce mi l-ai promis. Amin. Amin. Încă o dată vă spun tuturor, bună seara, Dumnezeu să vă binecuvinteze și ceasul acesta de muncă spirituală, da? Ceasul acesta de hrănire spirituală să fie binecuvântat de El. Amin. Poate pentru unii dintre noi a fost ceva inedit, poate pentru alții nu. Părintele preot Gabriel este capelan la Spitalul Municipal din partea Bisericii Greco-Catolice, un iubitor al serviciilor noastre divine, mereu a fost la noi la biserică, la Târgu Mureș, împreună cu soția și cele două fetițe ale lui. Și pentru ocazia aceasta mă bucur că este cu noi și la nazda. Dumnezeu să vă dea sănătate, părinte, întregii familii și izbândă în orice virtute duhovnicească. Amin. Iubiții mei oameni, vedeți, anii trec, rândurile se strâng și fiecare dintre noi, cu un procent mai mare sau mai mic, cu o atenție mai sporită sau nesporită, urmărim ceea ce ar trebui să se întâmple, preocupați cumva și de destinul nostru veșnic. Această realitate ne face să fim aici și ne angajează cumva într-un alt mod de viață. În sâmbătă aceasta spuneam că ar fi cumva începerea anului nou după Scripturi și am vrea ca anul acesta până la primăvară să încercăm să pricepem mai multe lucruri, nu ca și cum până acum nu le-am priceput, ci ca și cum acum le găsim rostul. Da. Mi-aduc aminte când eram acasă la tatăl meu, multe lucruri îmi spunea tata pe care le pricepeam, dar rostul lor le-am priceput numai când eu, la rândul meu, am trecut pe acolo. Da. În această după-amiază, încheiem primul popas legat de problematica celor care aparțin lui Dumnezeu. Aseară am discutat despre cei chemați, care, în indiferent ce context sunt, vor avea parte să se înmulțească în ei îndurarea, pacea și dragostea, dacă vor ști să răspundă, iată-mă. Azi dimineața am făcut un pas mai departe și am discutat despre cei iubiți în Dumnezeu. Și am încercat, cu mai multă sau mai puțină reușită, potrivit cu înțelepciunea sau neînțelepciunea pe care o am, să vă arăt din Scripturi că e una să fii iubit de Dumnezeu și alta să fii iubit în Dumnezeu. Și spuneam azi dimineață că în cazul în care cineva nu este iubit în Dumnezeu, în cazul în care cineva nu iubește în Dumnezeu, deși exercită acest sentiment, această atitudine, această muncă, acest sacrificiu al iubirii, iubirea respectivă nu are niciun rost. Rost are numai iubirea care e în
Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să facem un pas mai departe și să închidem cumva cercul acesta, pentru ca să ne rămână în negru și alb situația mântuirii noastre. Deschid din nou Sfânta Scriptură, în Iuda, primele două versete și le citesc. Iuda, primele două versete. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Iuda, roba lui Hristos, da, mânat de Duhul lui Dumnezeu, salută o categorie de oameni în viața cărora se petrec câteva lucruri cel puțin interesante. Unu, sunt chemați. Ca roba lui Iisus Hristos și din partea lui Dumnezeu îi salută pe cei care sunt chemați. E mare lucru să te salute cineva. Unul din versetele cu ajutorul cărora s-a dezvoltat dogma mariologică, da? Adică învățătura despre Maria, mama Domnului Iisus Hristos, este cel când vine îngerul la ea și îi spune în versiunea Cornilescu: plecăciune ție, cea căreia ți s-a dat har. Și unii traducători de limbă greacă, în analizele lor hermeneutic gramaticale, au propus că termenul care îl traduce Cornilescu prin plecăciune, de fapt nu este ideea închinării, ci este un salut. Servus bă Vasile. Și cu această traducere au încercat să ia din dreptul Mariei surplusul de atitudine pe care Dumnezeu i l-a dat. Și m-am uitat atent la această explicație și mie personal nu mi-a plăcut. Dar după ce am înțeles-o, mi-a plăcut mai mult. Să vă spun de ce. Vă dau un exemplu. Închipuiți-vă că acum ar intra aici în sală președintele Americii, Obama. Și ar veni aici în față și ar zice: bună ziua, oameni buni, și s-ar uita la mine și ar zice: servus Iacobe, care dintre noi ar fi mai prețuit? Voi cărora i s-a închinat sau mie căruia mi-ar zice servus? Îți dai seama să fii servus cu președintele Americii. Maria, dacă tălmăcirea asta este nouă, este bună, era servus cu solii din cer. Chestie serioasă totuși, nu? Discutăm în după-amiaza aceasta despre oamenii care ar trebui să fie servus cu Dumnezeu. Și aș pune și o întrebare. Voi sunteți servus cu Dumnezeu? Aici spune așa, că niște oameni, cei chemați, primesc binețe prin Iuda din partea lui Dumnezeu. Niște oameni care sunt iubiți în Dumnezeu primesc binețe din partea lui Dumnezeu. Și apoi spune că oamenii aceștia care sunt chemați și iubiți în Dumnezeu mai au o trăsătură, sunt păstrați pentru Iisus Hristos. Păstrați pentru Iisus Hristos. Mesajul din după-amiaza aceasta, dragii mei, are următorul titlu. 144.000 de păreri. 144.000 de păreri.
Vedeți? Din problema noastră religioasă am făcut un subiect de polemică, am făcut un subiect de contradicții, am făcut un subiect de scandal, am făcut un subiect de programe și lista poate să continue. Dacă ar fi să întrebi pe cineva despre mântuire, pe fiecare dacă îl întrebi, are și el o părere. Am zis 144.000, veți vedea mai târziu de ce. Dar mai mult de 144.000 de păreri cu privire la mântuire. Nici în cadrul dogmatic nu există o singură părere. Nici în cadrul unei biserici impacte nu există o singură părere. Vă aduceți aminte când a luat Sfântul Apostol Pavel cuvântul în fața poporului când vreau să-l omoare? Despre ce a discutat el? Despre un lucru în care iudeii aveau cel puțin două păreri. Și când l-au zis, ce-au făcut iudeii? S-au certat între ei și-au uitat de Pavel. Nu? Într-o biserică ca a noastră este de spus să zici 144.000 număr literal sau simbolic. Și după a poți pleca și peste 5 ore când vin apoi, încă Gâlceava e în floare, încă se umflă toți. Și toți au explicații. Și sunt cel puțin 144.000 despre 144.000. Sunt cel puțin 144.000 de păreri despre 144.000. Nu? Dragii mei, apare aici un cuvânt care pe mine, nu e necesar să se întâmple lucrul ăsta și la voi, m-a dat cu totul peste cap. Mi-a reorganizat toată mintea mea cu privire la mântuire. Mi-a reorganizat tot crezul meu cu privire la sfințire. Mi-a reorganizat tot conceptul meu cu privire la viață. Un singur cuvânt. Îl citesc. Iuda, roba lui Iisus Hristos și fratele lui Iacob, către cei chemați care sunt în Dumnezeu, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Iisus Hristos. Păstrați. A păstrat. Există niște oameni pe pământ care sunt păstrați pentru Iisus Hristos. Ce înseamnă a păstra? Cum vă gândiți voi? Ce înseamnă a păstra ceva? A fi în siguranță. A fi în siguranță. Mai faci ceva la el? Nu. Nu faci nimic. Aveam o farfurie de prăjituri și eu, cum sunt așa mai gurmand, scuzați-mă, dacă le-ar fi lăsat pe masă, le mâncam până la ultima. Și când nevastă mi-a văzut că se cam gata, jap mi-a luat farfuria din față, a pus-o în frigider și zice, alea le păstrăm pentru Robert și Ruth. A mai făcut ceva la prăjiturile alea până a venit Robert și Ruth? Nu a făcut nimic. Le-o păstrat. De ce mi se dă mie peste cap totul la cuvântul ăsta? Sunt niște oameni pe pământ cărora nu li se mai face nimic. Nu îi îmbunătățește cu nimic. Ei sunt în așa fel în viața lor duhovnicească încât exact cum sunt păstrați pentru Hristos și când vine Hristos exact așa cum sunt, Hristos este mulțumit de ei. Aș vrea să vă pun o întrebare. Câți dintre voi credeți că dacă sunteți păstrați exact cum sunteți astăzi, din punct de vedere moral și duhovnicesc, când vine Iisus Hristos și vă vede, este entuziasmat de voi? Ați înțeles ce am întrebat? Deci fiecare dintre voi aveți o părere despre voi înșivă. Mai mult sau mai puțin onest. Câți dintre voi aveți convingerea
Că acum se trage linie și sunteți puși și păstrați până vine Iisus Hristos. Și când vine Iisus Hristos, este entuziasmat de felul cum sunteți. Văzut? 144.000 de păreri despre 144.000, dar sunt mai multe. E șocantă această declarație. Cei în care se înmulțește îndurarea, cei în care se înmulțește pacea, cei în care crește dragostea lui Dumnezeu, sunt cei care au un statut prin care pot fi păstrați pentru Hristos. Tu ești cam în felul acesta? Dragii mei, frați și surori, dragi tineri, băieți și fete, dragi oameni, poate că ar merita să ne mai frământe problema aceasta. Suntem îngrijorați cu privire la multe lucruri. Unii dintre noi, dacă mai ni se păstrează sau nu locul de muncă. Alții dintre noi, dacă ne-am onorat sau nu niște promisiuni. Alții suntem îngrijorați cu privire la rezultatele pe care trebuie să le obținem la învățătură. Alții suntem îngrijorați cu privire la niște analize pe care le așteptăm de la spital. Alții suntem îngrijorați cu privire la viitorul copiilor noștri. Alții suntem îngrijorați cu privire la bătrânețile noastre. Și lista poate să continue. Nu ca și cum aș vrea să mai adaug o grijă, dar parcă totuși v-aș sugera să aveți câteva procente de îngrijorare cu privire la ce este mântuirea și cui îi se dă. Aici bineța care o primim din partea lui Dumnezeu se adresează oamenilor care sunt păstrați pentru Hristos. M-am uitat în Sfânta Scriptură să văd ce zice Scriptura despre subiectul ăsta. Este destul de puțin scris în Scriptură despre treaba asta. Dacă cercetarea mea este corectă, în toată Scriptura, de maxim 4 ori se vorbește despre subiectul ăsta. Adică de cineva care este păstrat. Teza cu privire la păstrare este aceasta din Iuda, care zice, sunt oameni păstrați pentru Hristos. Și antiteza la subiectul acesta este notată în epistola a doua lui Petru și vreau să vă citesc. Capitolul 2 cu versetul 4 spune așa, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Deci teza este că unele dintre ființe sunt păstrate pentru Hristos. Și antiteza este că o altă categorie de ființe este păstrată pentru judecată. Însă aici termenul de judecată nu este cu sensul că îl judecă să vadă dacă e bun sau rău. Ci aici este cu sensul că îl judecă pentru ca să fie condamnat. Tu, care stai între această teză și această antiteză, cum simți după felul în care trăiești astăzi, nu după felul în care îți închipui că vei trăi cândva?
tu, după felul în care ai trăit până astăzi, nu după felul în care îți închipui că vei trăi cândva, ești păstrat pentru Hristos sau pentru judecat? Și la această întrebare, în data aparent toți așa ca hienele cu 144.000 de păreri. Astăzi eram la studiu aici, am discutat cu tinerii, mă rog, așa mai un pic mai vulcanic, mai interesant, tot felul de idei, care mai frumoase, și la câte una întrebam, bun, dar chestia asta scrie în Biblie? Niciunul nu mi-a răspuns dacă scrie sau nu. Să mergi mai departe. De ca și cum întrebarea scrie în Biblie era, scrie și în Ziarul Adevărului. Dar ce vă interesează pe mine dacă scrie în Ziarul Adevărului sau nu? Asta e... Adică atunci când denunți, atunci când ai senzația că ai născut cea mai frumoasă teză despre mântuire, te-ai întrebat vreodată dacă e scris în Biblie? Pentru că dacă nu e scris în Biblie, ești păstrat pentru judecată. Când simți că inteligența și ceea ce ai citit din fel și fel de cărți și din Scriptură îți dă posibilitatea să scoți un bulgăre de aur cu privire la ce ar însemna salvare, pui imediat întrebarea, oare declarația aceasta e biblică sau nu? Pentru că dacă nu e biblică, ești păstrat, dar nu pentru Hristos, ci pentru judecată. Vedeți, dragii mei, eu și cu voi n-am fost chemați să înmulțim cele 144.000 de păreri. Nici să le împuținăm n-am fost chemați. Noi am fost chemați să fim păstrați pentru Hristos. M-am uitat în Sfânta Scriptură să văd ce înseamnă să fii păstrat pentru Hristos. Aș vrea să aud câteva păreri de la voi. Ce credeți că ar însemna să fii păstrat pentru Hristos? Hai să aud câteva opinii. Să fii păstrat pentru Hristos. Ce credeți că ar însemna? Nu. Nu îndrăznește niciunul. Ce zici, frate Lazare? Ce ar însemna să fii păstrat pentru Hristos? Spune fratele Lazar, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, și asta înseamnă să fii păstrat pentru Hristos. E frumos ce a zis fratele Lazar? Foarte frumos. Biblic. Dar n-are nimic cu a păstra. Asta e cea mai mare dintre porunci și uneia care e tot ca cea mai mare. Este o altă treabă. Dar e interesant ce a zis fratele Lazar. Mai încearcă cineva să-mi spună ce crede că înseamnă să fii păstrat pentru Hristos? Da, frate Simioane. Tare de tot. Păstrat înseamnă să fii sigilat cu Duhul Sfânt prin ploaia târzie, revărsarea Duhului Sfânt pentru împărăția lui Dumnezeu. Beton. Nimic nu se mai schimbă. Frumos, dar acolo nu scrie nimic despre păstrat. Florin caută prin Biblie, nu știu dacă m-a prins sau nu m-a prins. M-ai prins, Florine? Imediat? Florin zice că mai am un pic și mă prinde. Ai văzut? Ce înseamnă să fii păstrat pentru Hristos? Nu? Adică, să nu mă înțelegeți greșit, ce a spus fratele Lazar este absolut biblic. Numai n-are legătură directă cu a păstra.
Ce a spus fratele Simeon este mai covârșitor. Adică sigilarea se face prin Duhul Sfânt și cine este sigilat rezultă cu necesitate că este și pregătit pentru cerul și păstrat pentru cerul. Nici o îndoială. Însă acolo nu mi-apare nicăieri termenul că îl păstrez pentru Hristos. Oare ce înseamnă păstrat? Păstrați în inima cuvintele mele. Da, uite, începe să se mai gândească, nu? E mare lucru. Am purcet și eu, ca un novice, să văd dacă mai zice Dumnezeu undeva un lucru despre treaba asta. Să văd dacă de undeva aș putea să înțeleg ceva despre asta. Și vreau să vă spun că am rămas un pic cumpănit așa. Vreau să vă citesc. Nu în Apocalips. Nu. Aș vrea să deschid Scriptura în Epistola lui Pavel către Romani și să citesc câteva gânduri din capitolul 11, în care sunt citate cuvintele lui Dumnezeu. Deci, Romani 11, citesc de la începând cu versetul 1. Zice cuvântul așa: întreb, dar a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Și răspund: nici de cum, căci eu sunt izraelit din sămânța lui Avram, din sămânța lui Beniamin. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plângea el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zicea: Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, au mai rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce-i răspunde Dumnezeu? Nu lasă-mă cu 7.000, ce-i răspunde? Uite-te acolo în text. Mi-am păstrat. Am niște oameni, nu contează că 7.000, că 700.000, că 700 de milioane, că 7 miliarde. Nu asta ne interesează. Mi-am păstrat niște oameni pentru mine. Stai un pic așa, măi, tată. I-ai păstrat, păi cum? Trebuie să fie vreun motiv. Și ăștia care sunt păstrați pentru Hristos au o singură caracteristică. Care? Niciodată nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Nu-s cei care fac bine la oameni. Nu-s cei care îi vizitează pe cei închiși. Nu-s cei care țin sâmbăta. Nu-s cei care vizitează văduvele. Nu-s cei care țin slujbe pompoase și fantastice. Or fi și dintre ăștia, habar n-am. Și aici zice: mi-am păstrat niște oameni care au o singură caracteristică. Nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Dar ce-i aia Baal? Ce-i aia Baal? O seară din aia frumoasă, cu muzică cochetă, mergem la Baal. Nu? Nu-i aia. Păi atunci ai fus Baal. O miuță din asta zdravă, un fotbal, așa, ne mai dăm jos draci ăștia de pe aici, mai ajungem și noi mai atlezi, nu? Sau un voleibal, că e un pic mai nu e așa cu înjurături ca la fotbal. Ziceam eu altă dată și verificați, duceți-vă când se joacă pocăiții fotbal, stați pe margine și uitați-vă la ei. Și în maxim 25 de minute știți cine e mântuit și cine nu. Da, e un lucru verificabil, fără niciun fel de problemă. În 25 de minute știi cine are vreo legătură cu Dumnezeu și nu. Rar să vezi vreunul între ei să aibă legătură cu Dumnezeu. Oameni, să vezi ce buruie îmi le ies din gură și
Mă rog. Da. Da. Cum? Acum știi cum e frate Chiciudeanu, ea care joacă moară, se gândesc că ea ce joacă fotbal nu-s mântuiți. Și ea ce joacă fotbal, se gândesc că ăștia care joacă moară nu-s mântuiți. Și lista poate continua. Dar nu despre asta e vorba, nu? Pentru că întotdeauna găina vecinului pare cocoș și așa mai și iarba după gardul vecinului e mai verde, da? Totdeauna la e mai păcătos ca mine. Nu e așa, da? Poate că e. Vedeți, aici Dumnezeu spune că în ciuda a ceea ce se vede, în ciuda concluziilor pe care le avem, în ciuda tezelor pe care le spunem noi, care suntem foarte pregătiți, El are ceva în tăcere, și anume, ideea de a-și păstra oameni care au o caracteristică. Nu pleacă genunchiul înaintea lui Baal. Și am început să caut prin cărți și prin, mă rog, resursele și resursele la care am acces, să văd ce-i cu Baal ăsta. Sunt o groază de păreri. Dicționarele biblice spun că Baal vine de la stăpânul casei. Chiar așa se și zicea în limba ebraică, adică la bărbat, care era stăpânul casei, îi se zicea Baal, cumva. Da. Pe urmă că acesta era un zeu al cananiților, poate cel mai semnificativ după Dagon, un zeu al fertilității și al agriculturii și, mă rog, atâtea lucruri se scriu de numai. Și am văzut că nu aflu ce vreau să aflu. Și atunci am început să caut să văd ce presupunea cultul lui Baal. Am vrut să văd ce presupunea liturgia lui Baal. Și aici am rămas șocat. Când era vorba de liturgia sau de slujba zeilor, Baal era pus împreună cu zeul soarelui și cu Moloch. Moloch era un zeu care prefera să-i se aducă jertfe numai ființe umane. În general, copii durdulii așa frumoși, ele stătea gâtul și erau adus jertfe lui Moloch. Mamele, cu credincioșie și atașament față de el, se duceau, jertfeau propriul lor copil, îi dădeau foc și îl aduceau jertfă lui Moloch ca să-l îmbuneze. Macabru? Macabru. Dar cultul lui Baal e mai jalnic decât al lui Moloch. Știți de ce? Cultul lui Baal avea și împrumutate și anumite comportamente de la evrei. Știți ce obligație avea preotul când aducea jertfă un miel sau un ied sau un vițel? Știți ce obligație avea față de jertfa aceea? Cum? Bun, să verifice dacă are cusuri sau nu. Dar altceva, avea o obligație. Cum? Mă rog, nu sunteți pe aceeași lungime. Toți știți, dar nu sunteți pe aceeași lungime. Avea obligația ca anumite părți din jertfă să le mănânce. În cultul lui Baal, preotul, după ce aducea jertfă copilul, anumite părți din trupul copilului le mânca. În limba caldeană există această denumire care ne-a rămas până astăzi. Preot, sau termenul de preot, este kalina. Și când spuneai în limba caldeană preotul lui Baal, spuneai Kalin Baal. Și de acolo se trage cuvântul canibal, mâncător de oameni. Ați pleca genunchiul înaintea lui Baal înseamnă să fii mâncător de oameni. Știți ce zic oamenii din lume despre noi? Printre altele,
Aș vrea să vă spun acum. Poate că unii știți. Zice așa, pocăiții, după ce că se mâncă între ei, nici nu se înghit. Repet, oamenii din lume zic despre noi așa, zice pocăiții, după ce că se mâncă între ei, nici nu se înghit. A fi păstrat pentru Hristos înseamnă să nu mai mănânci oameni. Iar noi suntem mâncători feroce de oameni. Pe unii mâncăm pentru că sunt păgâni. Pe alții mâncăm pentru că se închină la idoli. Pe alții mâncăm că n-au cele 10 porunci. Și după ce ajungem la noi acasă, ne mâncăm între noi pentru toate. Un om care mănâncă oameni nu este și nu va fi păstrat niciodată pentru Hristos. Puteți lângă 144.000 de păreri despre 144.000, puteți să mai aduceți 1.000.000 de păreri. Cei care primesc binețea de servus din partea cerului sunt cei chemați care zic, iată-mă, sunt cei iubiți în Dumnezeu, care iubesc în Dumnezeu și sunt cei păstrați pentru Hristos, cei care nu mănâncă oameni. Iubiții mei, frați și surori, despre mâncătorii de oameni, Scriptura zice în felul următor. Toți greșim în multe feluri, dar dacă cineva nu greșește în a mânca oameni, este sfânt. Până la vârsta de 21 de ani am mâncat carne. Tatăl meu era vegetarian și mama mea carnivoră. Și făcea două rânduri de mâncare de fiecare dată, în vase pentru tata și în vase pentru noi. Și putea gâtul la câte o găină și așa mai departe și ne punea pieptul sau ne punea gâtul sau ne punea picioarele sau, mă rog, prăjite frumos cu garnitură de cartofi, castravete murat, era un deliciu. Dar era o parte din corpul găinii foarte ciudată. Gâtul. Mă, la gât puteai să mănânci câte 2-3 zile. Tot. Bă, trăgeai de pe acolo. Tot mai era ceva. Bă, mai îl întindeai. Mă, câte o bucată de os mai puteai roade. Bă, și îl lăsai și după ce îl vedeai rece, iar îl mai luai o tură. Și iar mai găseai. Dacă nu îl dădea mama la câine, cred că până îmbătrâneai din gâtul ăla, tot aveai părâ. Așa îi mâncăm noi pe frați. Și după ce îl vezi, că nu mai este nimic din el, nici piele, nici oase, nimic, îl mai iau tu. N-ai văzut ce au ajuns? Nu l-ai văzut cum e? Și mai este un pic de gust, mai este un pic de gust, mai este... Deci cum să zic? Nu mai termin la el veci! Zâmbiți. Dar teza știți care e? Teza este că unii sunt păstrați pentru Hristos. Și antiteza știți care e? Că ei lați sunt păstrați pentru foc. Care sunt păstrați pentru Hristos? Am citit. Cei care nu și-o pleca genunchiul înaintea lui Baal. Cei care nu mănâncă oameni. Și Scriptura zice că ăștia sunt puțini. Sunt foarte puțini. Sunt 144.000.
Și imediat începe o grâceavă din aia, că nu mai pot opri până la primăvară. Hai să citesc din Scriptură, să vedem care sunt ăștia care nu mănâncă oameni. Cum? Vegetarieni, zice eu. Nu, nu. Vegetarienii mâncă mai ceva. Pentru că la atâta buruiană cât mănâncă, când prinde câte un grumaz din ăsta, așa gustidă de n-ai văzut. Păi să te ferească Dumnezeu să te întâlnești cu doi vegetariani care mănâncă oameni. Te-au bătut sfinții. Ascultați-mă, că sunt vegetarian și trăiesc în mediul lor. Știu. Și așa este. Hai să citim din Scriptură, să vedem ce zice Scriptura despre cei care nu mănâncă oameni. În cartea prorocului Isaia, la capitolul 10, versetul 22, este o declarație magistrală a lui Dumnezeu și în același timp e ca un duș rece. Zice așa cuvântul: chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Ai auzit? Ai auzit bine? Chiar dacă numărul tău, popor din Nazna, ar fi cum e nisipul pe malul mării, totuși, numai o rămășiță se va întoarce, pentru că nimicirea pentru ceilalți e hotărâtă ca să se reverse dreptatea. Iubiți-mă, oameni, ce? Ce moduli aveți în sufletul vostru de vă ajută să prindeți așa de multe păreri străine, iar părerea lui Dumnezeu este așa de bruiată încât nu o mai auziți? Ce echipament de emisie și transmisie folosiți încât sunt zeci, sute sau sute de mii de păreri pe care le prindeți și le consumați și părerea lui Dumnezeu abia dacă o poți spune hâr, și pentru că tu bâzie, te enervează și pleci de acolo. În virtutea căror speranțe sau în virtutea căror lucruri pe care vi le doriți sau în virtutea căror situații ale vieții vă e dragă această realitate, încât dacă ar fi poporul acesta din azi, dar cum este nisipul mării, numai o rămășiță ar fi păstrată pentru Hristos, pentru că trebuie să se reverse din ceruri dreptatea. Dragii mei, ar trebui rezolvate aceste probleme. Dacă nu le rezolvăm, nu se întâmplă nimic. Fiți liniștiți. Suntem împreună, eu predic, voi auziți. Ne salutăm. Ne întâlnim la un pepene și o felie de pită cu ceapă și cu brânză. Mai un program cu copii. Totul e frumos. Și totul, dacă nu ținem cont despre cele scrise, totul e frumos. Nimic nu ne poate tulbura. Dar dacă ținem cont de cele scrise, suntem păstrați pentru ceva care este o altă dimensiune. Cei chemați, indiferent în ce situație se află, dacă sunt într-o nenorocire duhovnicească ieșită din comun, dacă sunt păcătoși, oricum ar fi, dacă sunt sfinți, cei chemați
au obligația să spună, iată-mă! Iisus Hristos, la rândul său, când a fost chemat, a zis, iată-mă și în sulul cărții stă scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în sălașurile adânci ale inimii mele. Cei care au vreo preocupare cu privire la sfințenie sau la stabilirea unei relații dintre ei și Dumnezeu, sunt cei care sunt iubiți în Dumnezeu, nu în afara Lui. A fi iubit în afara Lui Dumnezeu nu are niciun rost. Poate să te iubească soția ta cât vrea, până la cer și înapoi, într-o zi o să îmbătrânești, o să mori și o să te mânce viermii. Și poate să te iubească toată lumea de pe pământul acesta, că e cu aceeași finalitate. Dar dacă ești iubit în Dumnezeu, viața ta are altă finalitate. Și apoi ești păstrat pentru Hristos. În oamenii de genul acesta este înmulțită îndurarea. În oamenii de genul acesta este înmulțită pacea. Oamenii de genul acesta n-au nevoie să bea seara câte un pumn de medicamente să poată să doarmă. O fi mulți printre noi, așa că nu cunosc pe nimeni. Oamenii aceștia când se pun în pat, dorm ca proști. Au pus și au dormit. Pentru că ei e înmulțită pacea. Am avut câteva nopți în viață în care n-am putut dormi. Nu știu dacă voi aveți, scuzați-mă. Am crezut că nebunesc, m-am dus la baie, m-am spălat cu apă rece pe picioare. Am citit din cărți, am făcut toate tâmpenile ca să adorm cumva, toate vezi de treabă. Și după aia m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, știu că sunt un măgar, lasă-mă să dorm în noaptea asta și mâine mă pocăiesc. Și m-a lăsat să dorm. Ioi, ce bine auzit! Verificați, astea-s lucruri verificate, nu sunt așa avioane. Între oameni sunt niște oameni păstrați pentru Hristos. Aceștia, dragii mei, nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și aș vrea să știți ceva. Nu numărul ne mântuie. Că ori fi 7.000 sau 144.000. Nu. Ci Hristos mântuie pe cei care au o caracteristică. În Scriptură, și cu asta încheiem, că timpul ne-a trecut, păcat, în Scriptură, când apare problema lui Baal, și cel mai proeminent apare în vremea lui Ilie, de fapt, Baal, acolo, dacă te uiți, exprimă ce? O atitudine spirituală care mai acceptă pe lângă Dumnezeu și altceva. Ai zice că e prea drastică judecata asta. Și vine Ilie înaintea poporului și zice, dragi mei, slujiți, hotărâți astăzi, cui vreți să slujiți? Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, mergeți după El. Și dacă Dumnezeu este Baal, mergeți după El. Adică, dacă cineva vrea să-și însușească calitatea spirituală de a-L avea pe Dumnezeu, această capacitate spirituală de a-L avea pe Dumnezeu este exclusivistă. Nu mai permite nimic lângă ea. Oamenii aceștia sunt păstrați pentru Hristos. Pentru că oamenii aceștia nu mănâncă oameni. Și zice Isaia, dacă ar fi numărul vostru cum sunt boabele de nisip de pe malul mării, totuși numai o rămășiță va fi păstrată, pentru că se va coborî dreptatea lui Dumnezeu. Dragul meu, ce zici? Revin cu întrebarea pe care am pus-o mai devreme.
Ce zici? Ești păstrat pentru judecată sau pentru Hristos? Există un obicei aici la Nazda. Are obiceiul ăsta, câți ani sunt de la Revoluție? 23 și încă plus 4, 27 de ani. Deci 27 de ani știu eu obiceiul ăsta. Dacă e mai vechi, nu știu. Eu știu de 27 de ani. Care e obiceiul ăsta de la Nazda de 27 de ani? După ce cineva ține o predică, se iese în hol și se adună câțiva așa roată, cei așa mai bengoși, și toți, în vreo 10 minute, unul pe altul se ajută să dovedească că ce-o predicat ălalt e o catastrofă. N-am văzut niciodată, mă rog, scuzați-mă, scuze, în 27 de ani aici la asta, ca după o predică, când ies ăștia bengoși și să zice, bă, de nu ne pocăim, am încurcat-o. Dacă voi știți vreun caz, atunci vorbesc numai în procente, nu la modul absolut. Cum? Nu. Fratele Simi a zis, băi, îi salvez pe toți și ăștia o să-mi sărute mâna la intrare. Și că se mănânc cu ea din Berea. Ăia nu s-a dus pe hol să zică că ce predica Pavel ia iuria, ci s-a dus acasă să cerceteze, să vadă dacă e drept. A, nu aia faceți. Na. Ai văzut? Ai văzut? Da, fratele Simeon a fost finuț. Alții dintre voi sunteți mai puși la punct ca să ziceți cum trebuie să ne iasă bine cărțile, nu? Iubiți mei, frați, încât atârnă de mine, aș vrea să știți că trăiesc 24 din 24 de ore și slujesc 24 din 24 de ore și sunt alături de voi 24 din 24 de ore pentru un singur scop. Dacă se poate să vă ajut pe voi și pe mine să fim păstrați pentru Hristos. Dacă lucrul ăsta nu-l reușesc, înseamnă că misiunea mea a fost un rateu. Și dacă lucrul acesta nu-l reușiți, înseamnă că viața voastră a fost un derapaj cumplit. Dumnezeu să vă ajute ca prin jertfa lui Iisus Hristos să fiți oamenii păstrați pentru Hristos și să-i lăsăm lui autoritatea de a hotărâ câți și cine. În contextul acestor cuvinte, Duhul Domnului să fie peste voi pentru încă o săptămână și viața voastră să fie frumoasă. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vom încheia serviciul de divin din această după masă și vom intona imnul 547. Suntem străini și călători. 547.
Părintele nostru care locuiește în ceruri, venim înaintea ta să-ți mulțumim frumos că și în acest sabat, prin Domnul Iisus Hristos, tu ne-ai chemat la mântuire. Ajută-ne, te rugăm, ca să-ți răspundem afirmativ prin cuvânt și fapt. Ajută-ne, te rugăm frumos, ca să luăm atitudine în viața noastră, să ne dorim schimbarea și astfel să fim păstrați pentru Domnul Iisus Hristos. Amin. În curând Domnul Iisus va veni și ne dorim ca fiecare care a împășit în acest loc să petrecem veșnicia cu tine. Amin. Fii cu noi, prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Dragii mei, cu această cântare și rugăciune, serviciul divin din această după-amiază s-a încheiat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Vă rețin atenția cu câteva precizări. 1. Imediat după ce se termină serviciul divin din această seară, sora Mirabela roagă frumos pe toate surorile să rămână în urmă pentru anumite consfătuiri cu privire la lucrarea misionară pe care surorile și-au propus să o fac. Vă rog frumos să onorați rugămintea dânsei și cum? La subsol, în camera de jos, da? Vă rog frumos să onorați rugămintea dânsei și în tot ce este frumos și bun să vă dați concursul. Mulțumesc! De asemenea, aș dori să reamintesc că miercurea viitoare, după ora de rugăciune, vom avea un comitet, îi rog frumos pe frații care sunt membri în comitet să fie prezenți împreună cu mine. Împreună cu tinerii care au fost astăzi la amiază cu mine, am stabilit că în fiecare duminică de la ora 9 dimineața la ora 11 vom avea întâlnire de tineret. Rog frumos pe cei care au fost cu mine, pe cei care n-au fost, probabil au lipsit de la biserică, să fie prezenți cu mine. Puteți chema colegi de clasă, colegi de facultate. Întâlnirile noastre vor fi foarte diverse, pe teme foarte antrenante pentru vârsta pe care o aveți și pentru secolul în care trăiți, da? Și sper că, pe măsură ce timpul va trece, o să ne placă tot mai mult. Mâine nu avem această întâlnire. Tinerii au stabilit că începând de duminica viitoare, deci de mâine într-o săptămână la ora 9, va fi prima noastră întâlnire de tineret. Mulțumesc! Nu uităm, este sâmbătă seara, deja soarele apune mult mai devreme, seara devine mai lungă și mai frumoasă. Fiecare bărbat care se respectă își scoate soția la plimbare, o sărută lângă statuia Avramiancu și apoi îi oferă un suc de gref sau o prăjitură sau după posibilități. Nu zâmbiți, ca alți oameni care pe internet urmăresc slujba, în fiecare sâmbătă seara, duc la îndeplinire cu scrupulozitate această poruncă din partea bisericii. De asemenea, acasă puteți să povestiți, se poate face deja focul. Am făcut aseară foc în șemineu și am povestit acolo, a fost foarte frumos. Povestiți unii cu alții, dar nu mai mâncați oameni. Adică nu povestiți despre alții. Și Dumnezeu vă va răsplăti. Dacă se poate în seara asta să fie fără internet și fără televizor. Și pentru mai târziu, când oboseala spune cuvântul, din partea lui Iisus Hristos aveți cu toții noapte bună. Dumnezeu să fie cu voi și păstorul vostru pentru încă o săptămână. Amin.